Crezi că la un moment dat va putea să, nu știu, să răsară un psihoterapeut robot? Sau care să aibă numai algoritm în cap, nu sensibilitate? Firește, firește. Un psihoterapeut robot o să apară mai repede decât ne gândim, cu singura mențiune că pacienții sau clienții lui vor fi tot roboți. Poți să pierzi tot oricând. Arde casa, un accident incredibil, câte accidente stupide sunt, îți pierzi chestii. Doamne ferește, poți să rămâi nenorocit, poți să ajungi la terapie intensivă, îți mori. Consideră că pierzi tot. Și vezi ce ai face în situația asta. Și de la pierzând totul, ce rost mai avea viața ta în momentul respectiv? De ce să surâzi? Păi omul care își pierde surâsul deja este un om atât de frustrat și de încărcat, încât nu mai poate să sărbătorească viața surâzând, știi? Viața noastră este socialmente și tehnicalmente susținută în dispersia atenției. Multitasking-ul. Multitasking-ul care ne aduce pe noi în situația de a fi un fel de server de terminal LCD. Nu asta este ființa noastră, iar asta este o derivă de la funcționare care va genera probabil efecte de o complexitate deocamdată ireprezentabilă asupra corpului uman în următorii 50, 100, 200 de ani. Singurul lucru este să-ți găsești oamenii cu care să intri în rezonanță, care sunt mai pe locul lor decât tine. Să ai locul tău. Și te uiți, care-i mă, care găsește locul lui? Noi nu putem să ducem schimbări mari. Deși, cam așa ce, ne vindecăm, ne nu știu ce, Doamne ferește de schimbări mari, că arată de compensație de la nebunie. Schimbările mici și susținute sunt incredibile. Ne e frică să pătrundem în realitatea aceasta a vieții în care putem pierde oricând. Însă perspectiva pierderii este cea care te ajută să vezi ce este important și ce poate rămâne și ingredientele unei viziuni pentru o viață care să nu fie de tip substitute. Vreau să am, nu știu ce, să zicem, o mașină de 300.000 de euro. Asta este o viziune de tip substitut. Mașina respectivă, nu spun că nu e bine și o experiență deosebită. Tu știi ce înseamnă să ai o mașină de niște sute de mii de euro. Alții nu știu, eu nu știu. Nu spun că nu este o experiență deosebită. Ceea ce spun este că dacă acea mașină, tu nu ai avut viziunea unei mașini de 300.000 de euro, asta vine că de o consecință. Corect, da? Deci, dacă îți alegi o viziune de tip substitut, care nu facă decât să te apere de imposibilitatea de a intra în contact cu tine și de golul sufletesc, n-ai nicio șansă. Dragilor, bine ați revenit la Mandachi Educast, pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, acolo unde vorbim despre educație, motivație, exemplu personal și acțiune. Astăzi am invitat pe mentorul meu, pe Matei Georgescu, un om pe care îl prețuiesc și îl admir foarte mult. Matei, bine ai revenit la Suceava. Bine te-am regăsit, dragă Ștefan, în, cum să zic, nucleul și în inima țării pe care așa o simt. Așa este Bucovina, da. Vezi schimbat orașul? N-ai fost de un an și jumătate. Sau doi chiar. Este. Energia orașului. Energia orașului e remarcabilă. Uh-huh. Așa o simt și simt, știi, tărâmul acesta al mănăstirilor. Centrele spirituale, știi, Vasile cel Mare, au vasiliadele. Adică locuiri și organizări care să aibă un centru și un ax. Pentru că axul și centru, știi, te întemeiază, adică îți dă împământare și știi unde ți-e locul. Ai cunoscut și pe prietenii mei la Suceava, te-am văzut o fotografie cu Grasu, am un prieten foarte bun. Celebrul Grasu. Celebrul Grasu, da. Sigur. Ați legat o relație spirituală în ora pe care ați petrecut-o împreună? O aveam probabil de mult și chiar i-am spus, fără să știu că e Grasu celebru inițial, da. Am văzut că are burtă. Da. Și am zis, băi, tu știi cum arată Buddha al prosperității? E unul. Cu burta aia, așa, știi? Adică simte că îți merge bine. Ai acumulat, știi? De ce crezi că nu poți să-l conving să slăbească de ani de zile? Sau de ce unii oameni sunt grași? Grăsimea asta, știi, paradoxal că revin la reprezentarea acelui Buddha.
gras și frumos. Noi avem nevoie să acumulăm o sânză, grăsime, când vine iarna. Asta era ideea, când vine iarna. Și poate că e semn că pentru unii e cam iarna și vara, știi? Adică vara nu e ca iarna, dar e ca iarna pentru mulți. Adică e și vara ca iarna. Ce înseamnă asta? Păi ai văzut, zicea statisticile că cea mai depresivă zi din an e la începutul lui ianuarie. Nu știu, statisticile arată că ce s-a întâmplat acolo, nu știu, rău, stare de rău. În toiul iernii, în care sămânța ce face? Trebuie păstrată. Oamenii nu mai știu să se odihnească. Natura se odihnește. De ce nu mai știu să se odihnească? Pentru că nu mai pot să stea cu ei, pentru că se simt probabil că stau într-o companie proastă. O să dai seama, deci noi cu noi înșine stăm într-o companie proastă. Nu ne mai suportăm. Să te suporți 24 din 24 și atunci majoritatea dintre noi am derivat în acțiune. Ori iarna este ca și cum acțiunea nu mai este permisă de natură. Iarna este odihnă. Stai, pregătești primăvara. Și revin de la întrebarea ta cu grasul, că oamenii zic că iar începe ăsta și nu înțeleg de unde a pornit și unde a ajuns. Revenim. Grasul, știi, cu vârta. Și atunci, te îngrași ca să vină iarna. Și rămâi așa, pentru că e ca și cum tu ai o iarnă a sufletului permanentă. Ca să convingi pe om să slăbească, apropo de toate poveștile astea cu supraponderalul, trebuie să, nu știu, ceva prin miracol să se întâmple, să poți să convingi omul. Prin, cum să zic, nu-l convingi cognitiv. Îi dai prin miracol ceva. Cum adică îi dai? Nu știu dacă noi îi dăm cuiva. E de dincolo. Întâlnirea umană facilitează rezonanțe. Dacă rezonanțele sunt susținute și menținute. Dar de ce mâncarea ne liniștește? De ce asociem termenul de mâncare cu liniște? Eu mă liniștesc atunci când mănânc. Da. Și, mă rog, uneori m-am și îngrășat, dar mă liniștește senzația aceea. Nu e neapărat hrana în sine, ci e ca o prezență maternă. E ca o rememorare a unui spațiu în care erai acolo și primeai ceva. Noi căutăm formele de bine, de satisfacție. Alea de frustrare ne termină. Hiperfrustrarea în care trăim, pentru că ne-am pierdut centru, că revenim la Bucovina și la centrul lumii. Dacă îți pierzi centru, derivi în acțiuni. Nu mai stai, nu-ți găsești locul. Știi că locul tău este un loc centrat. Centrul este, firește, o metaforă a statului cu tine. Unde-i centru, Ștefan? Unde-i centru acum, știi? Unde-i centru fiecărui privitor? Unde-i arborele vieții? Unde-i axul lumii? Unde-i toate cuvintele astea? Păi uite, în propriul corp, știi? Și atunci, propriul corp ce înseamnă? Toate senzațiile pe care acum le simți tu, le simt eu și le simt oameni. În măsura în care mintea noastră în acest moment derivă în întrebări-răspunsuri, asta este ca și cum noi suntem în forme de acțiune, nu în forme de existență. Forma a fiul, a fi, este înaintea întrebărilor, răspunsurilor mentale. Fericiți cei sărași cu Duhul în sensul ăsta, în sensul în care pot să stea fără să se întrebe sau să-și răspundă. Și atunci revenim la povestea cu grăsimea. Grăsimea este ca un semn de nevoia de a te umple, nevoia de a băga în tine, de a simți că ești hrănit de cineva, semn că ești gol, semn că ești în iarnă. Povestea asta cu slăbitul e mai mult decât slăbitul. Slăbitul firește, greutatea în sine este un efect. Care e cauza? Stare de nervi, stare de iritare, stare de neajuns. Senzația că găsești în frigider fericirea, găsești în... Care este calea? Păi calea este simplă. Când îți vine să bagi în gură, să simți care e diferența dintre a îngheța mâna asta, apropo de iarnă, și n-am mai ce până la gură. Mulți nu-și permit, pentru că simt atâta durere și frustrare și nefericire, încât trebuie să o ducă în gură. Știi că în tibetană a mânca este, se zice, mână-gură. Mână-gură. Mâna și gura.
și să poți să-ți separi mâna de gură. Îți dai seama ce simplu? Și cu toate astea e imposibil. Cât e distanța de aici până aici să o oprești? Asta înseamnă raportul cu noi înșine. Adică, poți să nu te mai îndopi? Nu, pentru că simți gol. Cum poți să umpli golul ăla pe care... Să nu mai ai nevoie să-l umpli cu mâncare? Păi să-ți găsești locul. Să vin inima unui oraș, să vin inima ta, să vin în centrul tău. Cum faci asta? Și aici este din tot zona acțiunilor. Dă-mi o schemă să fac. Păi nu poți să-ți dau o schemă să faci. Singurul lucru este să-ți găsești oamenii cu care să intri în rezonanță, care sunt mai pe locul lor decât tine. Să ai locul tău. Și te uiți, care găsește locul lui? Locul lui. Adică senzația de bine. Caută oameni care au găsit o senzație de bine în ei și nu în substitute. Substitutele înseamnă putere, putere politică, putere financiară, putere relațională. Nu în astea constă binele în sine. Sigur, există un bine al comunității. Asta da, comunitatea. Fratele meu, când ne simțim frați, ăsta este un bine în sine remarcabil. Și tu ai creat comunități. Asta este ceva deosebit. E de o valoare, știi? Iar comunitățile se creează doar în jurul inimii. Dacă simți că împărtășești, creezi comunitate. De-aia un lider, apropo de leadership, creează comunitate, pentru că el se pune la dispoziția celorlalți. Nu e ego-ul său, ci este grija de ceilalți. Asta creează comunitate. Și atunci, uite, cum rețetă? Rețetă, faceți ca mine și slăbiți în 3 zile, ieri și mâine. Găsiți-vă apartenența și comunitatea. Poți să-ți găsești locul, îți-l găsești împreună cu alții. Cine simți că sunt cei cu care rezonezi? Firește, dacă te duci la unii care rezonează băgând în tine, nu o să rămâi decât acolo. Găsește cineva care să-ți ofere ceva și atunci treptat vei simți că poate te reconectezi cu ceva din tine și începi să mănânci mai puțin sau măcar mănânci. Așa se întâmplă, că nu sunt miracole. Noi ne putem îmbunătăți cu pași extrem de mici. Caracterul procesual al lucrurilor este specific universului. Iarba crește încet. Pomii înfloresc încet și nu e ploaia de înflorire în primăvară. Dacă te uiți, mugurii de acum, din toiul iernii ies. Și totul este gradual. Și noi la fel, un om ca să nu mai mănânce, poate să-și pregătească gradual mugurii în unei senzații de apartenență. Încet, încet, un pas micuț, dacă astăzi reușești să mănânci o felie de pâine mai puțin, este un război câștigat enorm. Știi chestia asta din Japonia? Japonezii au ajuns unde au ajuns, acum nu idealizăm, sub anumite aspecte sunt deosebit, sub alte aspecte sunt și ei oameni, dar vorbesc despre faptul că au putut să fie consistenți în mișcări și schimbări minuscule, care adunate în timp generează o diferență mare. Noi nu putem să ducem schimbări mari, deși cam așa ce ne vindecăm, ne nu știu ce, Doamne ferește de schimbări mari, că alate de compensație de la nebunie. Schimbările mici și susținute sunt incredibile. Dacă cei care ne privesc acum pot să facă astăzi o schimbare minusculă. Ce? Păi nu știu, te culci la 12 noaptea, reușește să te culci, de exemplu, la 11:45 și vei avea un sfert de oră în plus de secreția hormonului tinereții, care se produce până în ora 2 noaptea, între 22 și 2. Sfertul ăla de oră cumulat în zilele pe care le mai avem de trăit, o să însemne un plus fantastic de energie pe care o să-l vezi după un an sau doi în buget și în acumulare. Pentru cât? Pentru un sfert de oră. De ce n-am făcut nimic? Ai făcut enorm. Dacă e mult un sfert de oră, fă 5 minute. Chestiunea aceasta de a putea să fii blând cu tine, făcând schimbări mici, atâta cât se poate. Atâta cât se poate. Este foarte pertinentă explicația ta. Cu toate acestea, uite, am mers la sală, merg la sală, mă antrenez.
Nu pot. Înțeleg că pasul mic de furnică este fenomenal. Furnică? Furnicile tale, așa. Exact. Am furnici aici în curte și peste tot. Și cu toate acestea nu pot să văd foarte clar în viitor peste un an de zile. Cum se va transforma brațul, cum se va transforma gamba, cum se va transforma corpul meu. Deci nu ne putem ancora într-o viziune pe termen lung. Și asociem pasul mic de furnică unei transformări relativ scurte, pe termen scurt. Prima întrebare ajutătoare ar fi următoarea. De ce avem nevoie deja să vedem efectul? Asta te întreb. Fără efect ce se întâmplă? Ca să ne motivăm. Altfel sunt demotivat. Nu poți să te motivezi decât dacă vezi efectul, da? Da, consecința acțiunii. Consecința acțiunii. Ce se întâmplă în momentul în care nu vezi consecința acțiunii sau, de fapt, nu, tu ai spus că o vezi, dar o vezi minusculă. Nu o vezi mare. Da, o văd mare, dar nu mă motivează suficient de mult, pentru că eu îmi dau seama că toate transformările sunt organice, trebuie să fie organice și atunci îmi spun așa, plec din starea 1 și trebuie să ajung în starea 2. Și de la starea 1 la starea 2 sunt 100 de pași. Fac primii 12 pași, primii 22 de pași, după care nu vezi lumina din pasul 100 și te oprești. Și de ce am făcut 22 de pași mici de furnică? Ceea ce întreb tu ține de capacitatea de a discrimina viziunea și de a putea să-ți creezi viziunea și să poți să o menții după ce ai creat-o, da? Da, și de ce fac o paranteză? În programul meu de mentorat Frances Generator este foarte complicat pentru studenții din program să își scrie viziunea, pentru că, hai, misiunea este ceea ce faci zi de zi, dar viziunea trebuie să fie încărcată cu mai multă aspirație. Pe termen lung le este dificil să-și scrie viziunea, știi? Uh-huh. Cum ne antrenăm această capacitate de a fi vizionari? E o temă foarte mare asta pe care ai spus-o. Prima chestie este că popoarele vechi își trăiau viața în funcție de viziuni. Viziunile de unde veneau? Veneau din zona infracognitivă, dintr-o formă, nu știu, de raport cu universul, prin care puteai să citești semne, știi? Și să vezi, nu știu, uitai în natură și e ca și cum ceva din interiorul tău devenea vizibil în diverse peisaje, contexte, treceau furnicile, vedeai o pasăre, vedeai și simplu, te vorbesc, mi se spune ce să fac, care viziunea. Noi, ca oameni moderni, treptat ne-am pierdut posibilitatea de a citi, posibilitatea de a auzi vocea interioară. Eu cred că viziunile nu pot fi fabricate. Ceea ce spui tu este că majoritatea dintre noi ne pierdem capacitatea de a avea, de a ne asculta ființa, ca viziunea să fie clară și încercăm să o fabricăm. Nu poate să reziste o viziune care este minusculă, locală și nu este înscrisă în legile vieții. De aceea se pierde și de aceea simți zădărnicia de care vorbeai. Viziunea autentică este cea care nu se pierde și care îți vine dintr-o dată și știi că aia este calea și este un răspuns al necesităților sufletului și simți că este susținută. Nu poți să ai viziuni minuscule și viziuni care sunt locale. Locale, adică țin de un eu. Vreau să am nu știu ce, să zicem, o mașină de 300.000 de euro. Asta este o viziune de tip substitut. Mașina respectivă, nu spun că nu e bine și o experiență deosebită. Tu știi ce înseamnă să ai o mașină de niște 100.000 de euro. Alții nu știu, eu nu știu. Nu spun că nu este o experiență deosebită. Ceea ce spun este că dacă acea mașină, tu nu ai avut viziunea unei mașini de 300.000 de euro. Asta vine că de o consecință. Corect, da? Deci, dacă îți alegi o viziune de tip substitut, care nu facă decât să te apere de imposibilitatea de a intra în contact cu tine și de golul sufletesc, n-ai nicio șansă. Ai nevoie, deci, de un context și de un mediu prin care să îți poți asculta ființa și să vezi ce înseamnă ființa ta și viața ta? Cum te vezi peste 5 ani, peste 7 ani? Vrei să trăiești viața asta? Ce viață ți-ai dori? Scrieți viața ta de peste T plus 3, 5 și uite-te la ea. Regăsești substitute acolo? Adică substitute de tipul
tras la măsea, băut, putere, toate astea sunt substitute. Dacă îi găsești acolo, o să-ți dai seama că viziunea aia nu o să o poți să o duci, o să apară zădărnicia după un timp. Și atunci, arta clădirii viziunii de viață ar fi așa, cred. Închipuiesc că ai pierdut totul acum. Păi cum să pierd tot? Mă măleși, cum să nu pierzi tot? Poți să pierzi tot oricând. Arde casa, un accident incredibil. Câte accidente stupide sunt? Îți pierzi chestii. Doamne ferește, poți să rămâi nenorocit, poți să ajungi la terapie intensivă. Îți mor. Consideră că pierzi tot. Și vezi ce ai face în situația asta. Și de la pierzând totul, ce rost mai avea viața ta în momentul respectiv? Cred că, și spun asta, deși sună destul de, nu sună prost, ca să pierzi totul. Ce pericul ăsta iar e depresiv, vreau ceva puternic. Ne e frică să pătrundem în realitatea aceasta a vieții în care putem pierde oricând. Însă perspectiva pierderii este cea care te ajută să vezi ce este important și ce poate rămâne și ingredientele unei viziuni pentru o viață care să nu fie de tip substitute. Deci, noi nu suntem capabili să pierdem. De exemplu, ți-am zis cu mâna aia, de mână-gură. Să pierzi în bucătura aia care îți dă senzația că te umple. Poți să o pierzi cât simți că deja ceva se încheagă în tine. Și ce anume înseamnă contactul cu propria ființă? Eu aș recomanda tuturor să își acorde mai mult timp de stat cu propria lor ființă, cât se poate, știi? Ziceam treaba aia cu, că sună bine pe românește, cu rost, să respiri și o respirație a ființei, o respirație a clipei, nu numai o respirație fizică, o respirație emoțională a ființei, a clipei, să respiri și să-ți simți senzațiile din corp și să le observi, respiră, observă. După care povestea asta, știi, cu fața surâzătoare, poți să surâzi, e și asta, surâsul interior, să surâzi. De ce să surâzi? Păi omul care își pierde surâsul deja este un om atât de frustrat și de încărcat, încât nu mai poate să sărbătorească viața surâzând, știi? E un surâs interior și ba chiar se practică chestia asta. Surâsul fiecărui părți a corpului, fiecărei celule. Cum? Cum îți antrenezi asta? E foarte simplu. Toate tehnicile, știi, înseamnă concentrarea atenției, pentru că acolo unde este atenția, unde este intenția, este atenția și este energia. E o chestie simplă. Băi, o știu pe asta. O știi, dar nu o aplici. Păi unde cum? Este... Și eu știu, dar nu o aplic. Păi unde este intenția? Intenția e vectorul, da? Acolo este atenția. Unde e atenția, este energia. Energia este dinamica asta a vieții în acțiune. Energia este prinsă cu atenția. Poți să-ți vindeci un organ focusându-ți atenția pe el? Sunt destule studii. Acum, noi nu facem, nu facem propagandă unor tehnici obscure de vindecare, da? Care... Nu. Duceți-vă, fraților, la medici și făceți-vă analizele. Ceea ce spunem este următor. Când te doare ceva, care este efectul? Atenția ta este atrasă de durerea semnalizată de corp, corect? Deci, când te doare ceva, o parte din corpul tău te face să fii cu atenția centrată acolo, prin durere. Asta înseamnă că orice durere corporală este un proces firesc care ne arată calea terapeutică pe care am putea să o avem în absența durerii. Sunt destule personaje care și-au creat, cum să zic, o reputație. Dr. Joe Dispenza, de exemplu. Omul ăsta cum s-a vindecat? Da? Și era un tip, omul miracol, prăbușit cu avionul, ăla în 6 luni, totul rupt în el. Prognostic rezervat. A ieșit pe picioare din spital, în pofida. Cum a fost? Atenție focalizată pe organul, partea care se cere vindecată.
Chestiunea este, Ștefan, că noi nu mai avem capacitatea de a menține atenția pe un obiect. Și viața noastră este socialmente și tehnicalmente susținută în dispersia atenției. Multitasking-ul. Multitasking-ul care ne aduce pe noi în situația de a fi un fel de server de terminale LCD. Nu asta este ființa noastră, iar asta este o derivă de la funcționare care va genera probabil efecte de o complexitate deocamdată ireprezentabilă asupra corpului uman în următorii 50, 100, 200 de ani. Noi suntem ființe care ne susținem viața prin forme de integrare, unitate, unificare, adică prin atenție focalizată, concentrată și nu dispersată. Prin single tasking, ca să folosesc și o roman, Anglii cu așa odioasele astea barbarisme, deci prin o singură sarcină, o singură atenție, un singur obiect. Și atunci, hai să vedem, în mintea celor care, păi concret, acum toți ăștia, toți ăștia care acum, și noi, ne-au la mare. Gândul, am mâncat ceva, doi, am plătit întreținerea, câte facturi am de făcut și după aia mâine ce zice ăsta? De o tâmpenie asta, schimbă canalul. Hai să mai schimbăm programul. Asta este o expresie a ceea ce am devenit. Cum am devenit? Prin schimbări minuscule și mici. Păi de la, nu știu ce, că nu facem reclamă la mărci de telefoane, am crescut, am ajuns la 5G, încet, încet, uite-te pe stradă, vezi, un mail, imediat, un mail. Păi acum 20 de ani aveai telefonul fix și aflai seara ce s-a întâmplat, da? Am devenit, cum să zic, dependenți de aceste artificii tehnice, atenție dispersată. Cum să facem treaba? Păi, toate formele de reducere de stres, măsurabilă obiectiv, reducerea stresului. Hai să folosim cuvântul ăsta al lui Hans Selye, care e un cuvânt tâmpit de fapt, că vorbește despre tot și despre nimic, stresul. Dar asta înseamnă sub aspect hormonal că îți reduci activitatea chimismului toxic, nociv, de tip fugă, de tip fight, flight, nu știu ce, și îți dai pauze de regenerare. Este suficient să stai cu tine însuți 20 de minute dimineață și seară, timp de 90 de zile, pe măsurări medicale și să vezi ce se întâmplă cu sângele tău, dacă ai bani să-ți măsori și ea, vorba cuiva, telomerii, să vezi că și ea se schimbă. 90 de zile, de făcut dimineața și seara câte 20 de minute. Postul pe care l-am făcut împreună a fost doar de 40 de zile. E, să vezi, 90 de zile. Și a fost dimineață și seară. Ce să vezi? Să stai. Cum? Păi fii atent, dacă noi facem acum un experiment și e ca și cum noi invităm să facă oameni, ca oamenii să facă ceea ce noi acum nu facem. Dacă noi am face acum, experimental măcar un minut, o să vezi pe aia, știi, de audiențe, rânc, pierzi oamenii. De ce? Hai să stăm 2 minute. Stăm 2 minute, exact ce faci. Și o să, ceea ce propun oamenilor este să încerce să observe treptat ce se întâmplă cu ei pe măsură ce la Mandachi Educast. Păi eu stau și tu le explici. Exact. Îmi spui când să dăm start? Păi startul începe blând și lind în momentul ăsta, efectiv. Nu este un exercițiu de meditație, ceea ce vă propun. Încercați fiecare. Deci toată lumea se așează, lasă telefonul deoparte. Da. Păi nu se mai uită în podcast? Se mai uită sau nu se mai uită? Ascultați. Okay. Nu trebuie să vă uitați în pixele, vă stricați ochii. Doar ascultați vocea asta care vă vorbește. Și eu ce se fac în timpul ăsta? Tu faci ce zic eu. Ce fac și ceilalți. Exact. Okay. Ce zic eu? Vezi, tu faci ce zic eu. Okay. Nu știu cine e eu ăsta care zic. Haideți fiecare să încercăm să ne așezăm într-o poziție demnă. Fiecare înțelege demnitatea ființei sale în poziția pe care o alege. Este deja
ca o metaforă. Ființa mea este demnă și eu mă așez într-o poziție care, prin care să simt că acord demnitate templului ființei mele, sursei mele. Sunt blând și mă așez acum într-o poziție demnă. Ceea ce vă rog, atât cât se poate, să încercați să ascultați vocea, fără să faceți efortul de a vă liniști, niciun efort. Încercați să respirați cât se poate, poate puțin mai adânc, văzând că ați făcut atâta drum până în momentul ăsta în propria viață și v-ați așezat acum, acordându-vă propriei ființe, puțin respect, puțină mângâiere. Încercați să respirați atât cât se poate mai adânc și doar să observați ceea ce simțiți ca reacții încă în corp. Lăsați-le să fie. Ceea ce simțiți ca senzații în minte, formațiunile mentale. Respirați cât se poate și lăsați-le să fie. Acum este singurul timp, exact timpul acesta în care auziți această voce. Trecutul și viitorul nu există decât prin acest moment. Primiți toate fenomenele ființei, tot ceea ce simțiți acum, senzațiile din corp, percepțiile auditive, vocea aceasta, imaginile, gândurile voastre, toate primiți-le și respirați. Și pe măsură ce respirați, încercați să nu mai așteptați ca ceva să se întâmple. Gata, v-ați așezat și nu mai contează ce o să se întâmple. Pentru o clipă simțiți că toate greutățile din spate le-ați lăsat jos. Toate îndatoririle le-ați lăsat deoparte. Și ați rămas ușori, ușurați. În acest moment, unicul din viața dumneavoastră, momentul de acum, ascultând această voce, încercând să fiți blânzi, să vă lăsați ființa să poposească, măcar puțin, în acest moment, știind că nu e nimic de împlinit mai presus de a atinge cu blândețe ființa dumneavoastră și momentul de acum. Și că toată viața noastră este numai acest acum pe care îl putem respira și observa mai bine, cu mai multă blândețe. Și apoi simțiți dacă această stare de acum, după ce ați ascultat cât s-a putut vocea asta, e diferită de cea dinainte. Dacă simțiți ceva mai
multe sau un pic, un pas mai multă așezare, atunci realizați calea aceasta de a sta cu propria ființă mai mult, ca și cum v-ați lua în brațe, precum ați fi un copilaș care a plâns și a strigat atât de mult, simțindu-se singur și abandonat de voi înșivă, prin fuga voastră, prin fuga noastră, lăsându-ne în spate sufletul și ființa precum niște copilași izgoniți, nemâncați emoțional, nehrăniți sufletești, prigoniți. Poate că e momentul să ne primim copiii prigoniți și să-i luăm în brațe. În felul acesta simplu, redându-ne demnitatea, având grijă puțin mai mult prin aceste ferestre de luciditate cu noi înșine. Simțiți rezonanța acestor momente în ființa dumneavoastră. Și apoi imaginați-vă ce ar însemna să puteți să le practicați. Adică să vă hrăniți și să vă țineți în brațe sufletul copil, în loc să vă biciuiți ființa zilnic. Pași mici pentru fiecare dintre noi, pași mari pentru omenirea și sufletul din noi. Mi-am adus aminte de postul nostru meditativ și mi-am dat seama ce dor aveam în interior și cât de mult bine poate să aducă o astfel de rugăciune. Eu am fost privilegiat pentru că te-am avut pe tine alături și tu mi-ai recitat cu maximă inspirație tot ceea ce ai mai bun, dar ceilalți nu au așa ceva și m-am gândit cu compasiune, de pe o poziție mult mai liniștită, la cei care nu au această șansă să aibă un mentor, să aibă un protector spiritual. Cei care nu au o astfel de unealtă, cum se pot auto-ghida? Pentru că vocea ta nu este accesibilă tuturor. Sau, mă rog, este accesibilă în cursurile pe care le faci, online sau offline, dar noi cum practicăm meditația cu noi înșine? Cred că ascultând? Cred că este important să găsești un, cum ai spus, un mentor sau un maestru. Cineva pe care să-l resimți ca fiind un fel de reper, să te conectezi la el. În momentul acesta pe internet există o grămadă de posibilități. Nu știu, site-ul lui Muji, dau un exemplu așa, care oferă genul ăsta de lucruri. Eu cred că din România tu ești cel mai bun, că ai putea să faci o astfel de galerie de meditație și lumea să le acceseze pe mateigeorgescu.eu. Sigur. Formidabil. Deci eu garantez pentru rezultat, pentru că a avut efect în viața mea. Mulțumesc. Și acum m-am întors în timp și mi-am dat seama cât de mult timp a trecut și nu am mai apelat la această tehnică, dar o să o reiau, îți promit. Și îți recomand să fii suficient de generos încât să împarți și cu ceilalți pe site-ul tău sau pe platformele tale genul acesta de produse. Ceea ce intenționez să fac și nu întâmplător, e proaspătă intenția, este ca să ofer, să zic așa, întâlniri săptămânale fenomenal, pe care
O să la care oamenii să vină să se conecteze, da, la live, mă gândesc, nu? Da, o să fie live. Iar întâlnirea va fi de o oră. Genial. Și în titlu va exista această, titlul cursului va fi promovat legat de reducerea stresului. Pentru că lumea înțelege limbajul ăsta. Adevărat. Deci confirm și cei care sunt aici pot să cred că pot să confirme același lucru. Și, repet, tu ești cel mai în măsură să faci lucrul acesta. Și cu pregătirea pe care o ai și cu harul pe care îl ai. Mi s-ar părea de-a dreptul extraordinar ca, nu știu, joi seara de la ora 7, 10.000 de oameni să asculte genul acesta de meditații. Pentru că este și o purificare psihică, nu? Până la urmă. O avem mare nevoie de așa ceva. Chiar dacă este de o simplitate incredibilă și sunt... Toată lumea poate să o facă. Nu chiar toată lumea poate să o facă. Adică un om care este în mare derivă poate să o facă cu greu, pentru că în primul rând trebuie să o faci pentru tine. Acum, cum să zic, eu mă recomand ca un om normal, cu toții, cu toate solicitările pe care le avem, cu multitasking-ul pe care le avem. Doar că, acum, nici nu știu de ce, știi, fiecare consideră că poate să ofere, deseori într-o manieră, cum să zic, poate care nu e onestă. Nimeni, și mărturisesc că am lucrat cu specialiști de talie mondială, nu națională, mondială, și am fost și la Paris și în alte țări și peste tot, nimeni nu a reușit să aducă doza aceasta de liniște în 25 de minute, 30 de minute, ascultându-i. Bineînțeles, cu toții sunt formidabili, dar pe alte căprării, pe alte specii. Eu cred că zona aceasta de meditații ți este sortită și cred că ai fost miruit cu ea. De ce spun lucrul acesta? Pentru că te cunosc deja de mulți ani de zile și de fiecare dată când intrăm în acest teren fertil al meditației, realmente văd că ți-ai descoperit potențialul. Cred că acesta este potențialul tău. Cred că asta e misiunea ta. Viziunea. Posibil, viziunea. Să știi că exact viziunea asta, ceea ce văd este efectul în lumea asta în care trăim. Lumea în care trăim înseamnă ce? Felul în care eu o construiesc în interior și efectele în exterior. Văd o lume în care există forme de rezonanță întru înțelegerea naturii umane fundamentale, care este o natură paradoxal a suferinței și a neputinței nemărturisite, a neajutorării imposibil de trăit. Toate lucrurile astea care sunt de jos, emoțiile negative și care apoi, neputând fi împărtășite, se încapsulează și basculează în forme de violență. Eu văd în viziunea mea o lume în care să putem să revenim și să ne recuplăm cu partea rănită din noi. Grație acestui spațiu, în cele 9 întâlniri, oamenii care au participat, și au fost niște zeci, au simțit că există un fel de experiență. Cineva a spus că semăna, cum să zic, era cursul tău, chiar, vorbiți chiar cursul tău pe care l-ai avut. Și asta e feedback-ul oamenilor. Da. O stare, această stare de bine, de dincolo de cuvinte, cu toate că existau cuvinte, care transcende orice formă de cunoaștere și este forma de a fi înainte de a ști și de a face. Vorbind de acum, mi-a trecut prin față, uite, așa o frică. Și anume, ce s-ar întâmpla dacă inteligența artificială ar confisca această abilitate pe care o ai și tu? De pildă, se reproduce vocea, se înregistrează într-un algoritm toate cunoștințele pe care le-ai pus în online și apoi inteligența artificială să replice. Și aș vrea să vorbim în cele 5 minute care ne-au mai rămas despre inteligența artificială. Cum vezi impactul inteligenței artificiale, de pildă, în psihoterapie? Crezi că la un moment dat va putea să, nu știu, să răsară un psihoterapeut robot? Sau care să aibă numai algoritm în cap, nu, da, sensibilitate? Firește. Un psihoterapeut robot o să apară mai repede decât ne gândim, cu singura mențiune că pacienții sau clienții lui vor fi tot roboți. Adică în măsura în care noi o să ne devenim roboți, atunci o să avem terapeutul perfect. Nu cred că ființa umană în sine poate să fie înlocuită cu
ceea ce numim acum artificial. Dacă poate fi depășită. Sau este poate fi este depășită total sub aspectul achizițiilor tardive ale ființei. Sub aspectul capacității de sinteză și analiză de informație cu efecte firește în realitatea aceasta periferică fantastice, da. Însă spațiul acesta de pace cu noi e dincoace de tot ceea ce poate să ofere inteligența artificială. Inteligență. Noi vorbim despre inteligența artificială, nu despre emoția artificială. Emoția nu poate să fie artificială și va rămâne întotdeauna naturală. Nu poate să fie frică de inteligența artificială, câte vreme noi suntem ființe fundamental emoționale. În toată psihologia abisală, ființa umană este văzută în fundamentele ei, cărămizile ei sunt cărămizi emoționale. Relațiile pe care le avem sunt internalizate și devin, cum să zic, propria identitate printr-o marcă afectivă. Și atunci, câtă vreme nu o să se inventeze ceea ce e o tâmpenie, emoția artificială, noi nu putem să rezonăm cu inteligența. Rezonanța este dincoace. Știți că inima, coborârea minții în inimă, inteligența artificială nu poate să coboare în inimă. Iar rezonanța, momentele de întâlnire, tot ceea ce generează binele ființei, este infra-inteligență. Ceea ce se poate, într-adevăr, un discurs de inteligență robotică să stimuleze memorii emoționale din noi, care este altceva. Și atunci, inteligența artificială este doar un stimul pentru ceea ce noi, natural, generăm. Adică, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Legile vieții sunt legi naturale. Legile coerenței sunt naturale, nu sunt artificiale. Cuvântul ăsta indică ceva care nu este specific creșterii sufletului. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă inteligența artificială se va organiza și va deveni emoțională, asta va fi altceva. Emoția ce înseamnă? Emoția înseamnă implicit emoțiile negative, că alea sunt mai greu de gestionat. Alea pozitive sunt ok. În momentul în care o inteligență artificială începe să se simtă rănită, să simtă durere, ea nu mai e artificială, e naturală. Și atunci nu știm cum se va umaniza, apropo de Data din Star Trek, să umanizeze ceva. Noi am devenit cumva inteligențe artificiale, Ștefan, mulți. Și ne căutăm naturalețea noastră pierdută. Și ceea ce îmi doresc, și revin la viziunea pe care o am, este ca această ființă și toate ființele să poată să-și regăsească ceva din naturalețea lor, din suplețea lor, din firescul și simplitatea lor. În rest, derive, bâșbâieli, confuzie, substitute și suferință. Prin urmare, alternativa este iad înmulțit cu doi. Mai bine să te confrunți și să vezi unde ești, să poți să-ți plângi plânsul neplâns, intrând în contact cu tine și apoi să ai senzația că ceva merită din propria ființă să ți-o iei în brațe și să nu mai persiști în derive. Asta e viziunea. Și, de fapt, știi că fiecare viziune se face pornind de la propria ființă. Și propria ființă nu este decât întregul univers, în măsura în care, repet, nu este ceva local, hain. Pentru mine, știi, de la narcisism la deschidere spre ceilalți. Cât se poate, cât nu, suntem destul de răniți, unii dintre noi, și avem în continuare nevoie sistematică, să zic, pentru mine. Asta e. Unii au nevoie de lucrul ăsta. Viziunea tuturor, a lui Iisus și așa mai departe, este aceasta a inimii împărtășite. Să ieși din tranșeele propriei ființe în lupta cu supraviețuire, să te deschizi pe forme de siguranță, prosperitate și bunăstare. Iar tu, prin opera și lucrarea ta,
și spun asta de în fiecare întâlnire, pentru că m-a impresionat din primul moment, până și mă uit aici, căței care ne-au întâmpinat, le-ai dat o casă, o apartenență. Și prin Educast dai sens și creezi comunitate. Astea sunt valorile vieții. Iar viața ta este ca un lotus care înflorește, firește, pornind din suferința neamului, a familiei tale, sute de ani înainte, ca și din suferința fiecare dintre noi. Fie să ne putem mărturisi reciproc durerile, suferințele și neputințele, astfel încât din această murdărie a vieții să iasă flori superbe pe care să ne le împărtășim și să ne simțim îmbrățișați, frățește, într-o lume superbă. Matei, îți mulțumesc din suflet pentru prezența la Mandachie de astăzi. Eu îți mulțumesc.